9:18 minute. În România ne confruntăm cu următoarea problemă. Ion Iliescu a dorit să rărească discuțiile pe care le are cu alegătorii, cu cei din partidul pe care l-a reprezentat și în fruntea căruia cred că mai este ca președinte de onoare, nu? Circulă acum o informație că Ion Iliescu a refuzat, de fapt a renunțat la un număr de telefon pe care l-avea. Și și-a schimbat numărul de telefon, ca să nu mai caute toată lumea, când tocmai a fost ziua lui Ion Iliescu, de curând, la începutul lui martie. Deci cum, avea un telefon și a schimbat? Da, a schimbat numărul, a zis, băi, nu mai las să schimb numărul, ca să nu mai sune toți ăștia din partid și toți oamenii care vor să-mi ureze, lasă să nu mai miureze și îmi schimb numărul. Ei, compania de telefonie mobilă ce a făcut? A luat numărul ăla, el a devenit disponibil și l-a alocat unui nou abonament care s-a semnat în România lunile trecute. Ei, o doamnă care a primit acum acel număr este de-a dreptul terorizată de apelurile telefonice repetate, oameni care vor să vorbească cu Ion Iliescu, oameni care vor să-i transmită ceva lui Ion Iliescu. La mulți ani, de exemplu, cum a fost acum pe 3 martie, îți dai seama că au rupt-o. Exact. Au asta este ce să mai... povestea pe care o auzim acum. Eu aș vrea să o verificăm, adică să vedem dacă e adevărată. Vrei să vezi cine răspunde la numărul ăla? Eu mă gândesc așa, când un astfel de număr este retras, a fost numărul lui Ion Iliescu, totuși compania telefonie mobilă știa că era numărul lui Ion Iliescu. E, crezi că pe funcționarul 15 l-a interesat că e numărul lui Ion Iliescu? Puțin îl ții acolo, îl mai ții un an, 2-3, după care îl aloci cuiva, nu-l dai din prima așa. Plată, așa. Vreți numărul ăsta? 500 de lei. Hai să sunăm și noi. Hai să sunăm și noi la numărul ăla, avem să vedem. Două telefoane a, avem Ion două Iliescu, numere. Nu mai știu. Ia-l pe al doilea, că ăla e mai nou al doilea. Hai să vedem dacă răspunde doamna sau Ion Iliescu. Păi spunem și la mulți ani cu ocazia asta și vedem dacă de ce a renunțat la. Poate răspunde doamna Nina. Îți dai seama. Hai să vedem cine răspunde la telefonul ăla. Și pe aia încercăm și pe ăla vechi, pe dar care l-aveam eu de 1000 de ani. Că doamna asta care a primit acum numărul, ce secrete de partid gestionează, că lumea mai trimite lui Ion Iliescu tot felul de lucruri. Ia uitați ce fac ăștia, ia uite cum, știi? Îți dai seama ce se întâmplă acolo? Dacă e doamna aia, chiar suntem și noi fără obraz, să-ți dai seama. N-avem nicio scuză, Cătălin. N-avem. Sunăm la ora asta. Alo? Alo? Alo, bună dimineața! De la DGFM vă sunăm, sunteți cu noi în această dimineață, că am vrut să verificăm o informație care a ajuns la noi în legătură cu faptul că la dumneavoastră ar fi ajuns un număr de telefon care i-a aparținut fostului președinte Ion Iliescu. Este adevărat? Habar n-am. Iute, vezi? Da, ăsta e numărul dumneavoastră? Poftim? Zic, e numărul dumneavoastră de telefon ăsta, că v-am găsit pe dumneavoastră la telefon. Sau poate am sunat chiar. Sau poate am... Telefonul meu personal. Și de cât timp îl aveți? De când am telefonul. A, ați văzut? Poate am sunat chiar la domnul Iliescu atunci. Poftim? Zic, poate am sunat chiar la domnul Iliescu atunci. La doamna Iliescu. Am sunat la doamna Iliescu? Da. Doamna Nina Iliescu? Eu sunt, da. Sărut mâna, ne iertați. Doamnă, ne înseamnă iertați că aveam telefonul bun. Care e problema? Ce problema ar, chiar nu e o problemă. Nu e o problemă și ne bucurăm că vorbim cu dumneavoastră. Îmi pare bine că vă bucurați. Nu, ideea era următoarea. E o doamnă care a primit numărul domnului președinte cu ceva în urmă, cu câteva zile în urmă, numărul vechi al domnului președinte și s-a plâns în presă că, vă dați seama, că de 3 martie au sunat-o sute și sute de oameni. Și noi am zis că hai să dăm și noi un telefon doamnei, dar uite că aveam numărul bun, adică v-am sunat pe dumneavoastră. Asta era tot. Voiam să vorbim cu doamna, să o întrebăm cum se simte. Așa că îi spunem la mulți ani și domnului președinte și dumneavoastră, că înțeleg că și dumneavoastră. Schimbat, și dumneavoastră de 8 martie, da. De ce a schimbat numărul de telefon, domnul Iliescu? De ce l-a schimbat? Deci o doamnă care are vechiul număr al lui Iliescu? Exact. Da. S-a plâns săraca că... Că e sunată acum de tot felul de oameni. Vă dați seama că e sunată de tot felul de oameni, da. Acum au sunat-o pe Iliescu și a schimbat numărul de telefon cu 6 ani în urmă. Înseamnă că cei de la telefonie mobilă l-au păstrat o perioadă, după care l-au reintrodus în circuit. L-au reintrodus și lume care îl mai avea a vrut să-l sune acum de 3 martie. Și au sunat la doamna. Da, deci asta s-a întâmplat. Păi ce să zicem, ați sărbătorit ieri frumos? 6 luni încoace, oamenii știau ce numărul nou de telefon. Da. La cât de mult l-au sunat de 3 martie. Mm-hmm. Deci au fost mulți și anul ăsta. Da. Domnul președinte, ce face? E bine? Cum ați sărbătorit ieri, 8 martie? 8 martie? Păi noi o ducem într-o sărbătoare. Păi da, că luna martie. 3 martie, 4 martie, 8 martie, am început să săturăm. Mucenici ați făcut, doamna Nina?
Da, mucenici avem. De aia moldovenești sau de aia muntenești? Că aveam nu, cu zeamă. Cu zeamă, cum se mănâncă pe aici. Am înțeles. Foarte tare, mi se pare. Cu zeamă sunt foarte buni. Știți că noi, eu sunt... Când eram copil, să știți că vremea era foarte frumoasă, de 9 martie, făceau ai noștri în curte un foc mic din surțele, când se oprea focul și era fum, ne puneau să sărim peste. Să sărea peste foc? Ce chestie foarte, foarte tare. Nu știam, dar care era obiceiul? Ce se zicea? Că dacă sar peste focul da, de măgeți... Probabil că anungeau spiritele mele. Da. Eu știu, nu știu care era obiceiul. Asta înseamnă că era tradiție. Da. E bine, foarte frumos. M-am luat cu vorba. Ei, noi v-am luat cu vorba, dar ne face mare plăcere. Mulțumim, da. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Ne auzim rar de tot. Foarte mirată că a trebuit să iasă 6 ani ca să aibă probleme o doamnă cu telefonul. Asta este, la un moment dat trebuia să ajungă undeva numărul acela de telefon. Nu, știți că și eu mai am numărul, doamne, numărul, fostul număr de telefon al domnului Iliescu, încă îl mai am în telefon. Cine știe câtă lume ca mine l-o mai fi avut și sună acolo, nu l-o fi șters și a ajuns la doamnă și am vrut să vedem, da. Uite că așa se întâmplă. Mulțumim tare mult, doamna Nina. Ce să vă zicem? Sărbătoare frumoasă, sănătate și dumneavoastră și domnului președinte. Așa e. Așa da, e, da. Respectați și tradiția cu paharele astea de vin, 40-44. Poftim? Cu paharele de vin, respectați tradiția? Nu. Acolo nu. Nu mergem până la 40, că sunt un pic multe. N-am de prință din familie, nici am înțeles. Mulțumim încă o dată. Am respectat tradiția să nu dăm și ultima haină groasă jos. A. Să nu le transformăm în babadocia. Adică în pietrele babe. Dar v-ați ales baba anul ăsta? Poftim? V-ați ales baba anul ăsta? Nu, aleg, este ziua mea de naștere. Și chiar pe ziua, chiar da, pe ziua aia. Păi, așa se face, da. Așa e. Dar dumneavoastră sunteți... Toate babele au fost supărate pe dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost... Sunteți născută chiar în aceeași zi cu domnul președinte, nu? Că parcă așa am văzut. Nu. După el cu o zi. După el cu o zi. Că am văzut pe talonul ăla de pensie pe care l-ați publicat, că sunteți născuți la o zi diferență. Păi da, ce sărbătoare frumoasă trebuie să fost. Dacă pensia s-a rezolvat cu povestea, adică, da, acum vedeți că ajungem la alt subiect. Cu ce se rezolvă? Cu pensia, că ați publicat acel talon de pensie. A înțeles lumea despre ce era vorba? Eu sper că da. Da, adică nu v-au mărit pensia. Mei n-au avut probleme. Cei care mă cunoșteau foarte bine n-au avut probleme. Cei din laborator. Din tot institutul nu știu ce... Da. Uite ce dimineață interesantă așa. L-au văzut cei care intră pe internet, cei care ascultă Antena 3, cei care... Citesc evenimentul Zilei Libertatea. L-au văzut cu siguranță, a apărut peste tot. Mulțumim, da. Mulțumim tare mult, sărut mâna, spor la treabă și un weekend frumos. Și o primăvară frumoasă. Da. Măi, ce întâmplare. Iată, o zi istorică, Cătălin. Da. Doamna Nina Iliescu, hai să spunem așa, n-a vorbit niciodată. Da. Da, deci nu există nimeni care să aibă un interviu. Nici noi nu trebuia să avem un interviu cu Nina Iliescu. Deci am vrut să verificăm știrea asta legată de numărul de telefon al fostului președinte, care a ajuns acum la o doamnă care se plânge că este sunată de tot felul de oameni. Doar că am sunat la un număr al lui Ion Iliescu pe care l-aveam noi, dar era de fapt numărul doamnei Nina Iliescu și spontan un interviu cu cea care a fost prima doamnă a României mulți ani, 2 mandate și jumătate. Da, genial mi se pare, n-am mai trăit din astea, dar mi se pare genial, adică sănătate la mulți ani, să fie primit! DGFM.